să vă prezint acum modul în care Paidu înțelege să se pregătească în mod constant pentru a face față evenimentelor pentru care a fost creat. În contextul evenimentelor naturale care se întâmplă în momentul de față, devine tot mai evident că schema de asigurări obligatorie pentru locuințe înființată în România este un proiect benefic care trebuie să fie făcut să funcționeze din ce în ce mai bine la o capacitate cât mai bună. Sigur, proiectul a fost teoretic la început, iar punerea lui în practică se dovedește de foarte multe ori destul de anevoioasă. De aceea, noi monitorizăm continuu activitatea PAID, monitorizăm modul în care clienții răspund acestui sistem de asigurare și acționăm pe mai multe paliere. În primul rând, sunt lucruri pe care monitorizându-le trebuie să le argumentăm și să facem posibilă demararea unor schimbări legislative, pentru că PAID-ul este foarte mult reglementată de lege și există destul de multe restricții în activitatea noastră. Sunt optimizări pe care le facem împreună cu, printr-o bună colaborare cu partenerii noștri, UNSAR-ul, societățile de asigurare, și pe care încercăm să le modificăm din mers. Și evident sunt și modificări și lucruri pe care le putem face prin noi înșine. Și credeți-ne, întotdeauna avem proiecte foarte îndrăznețe la care lucrăm. Și așa cum v-a spus și domnul președinte Cost, lucrurile acestea se tot întâmplă la PAID. Lucrăm în permanență la optimizarea tuturor aspectelor activității noastre curente. Pentru a vă evidenția lucrurile la care noi în ultimul timp am lucrat, vă prezint direcțiile de acțiune ale PAID în momentul de față. Unul dintre proiectele noastre foarte importante, de fapt toate sunt foarte importante, unul din proiectele noastre a fost îmbunătățirea calității datelor colectate. Acest proiect a dus la optimizarea programului de asigurare și vă pot spune că în momentul de față proiectul este deja realizat. O altă direcție de acțiune este planul de acțiune în caz de dezastru extins, care vizează pregătirea PAID și a societăților de asigurare cu care noi colaborăm pentru un eveniment major. Acest proiect este în curs și o să vă vorbesc puțin despre el la momentul oportun. Un alt proiect important despre care o să vă vorbesc este modificarea normei 35 din 2016, care a dus la simplificarea procesului operațional de emitere PAD. Și acesta este un proiect realizat. Și un alt lucru de care noi suntem în permanență, pe care noi îl monitorizăm permanent, este timpul mediu de instrumentare al dosarelor curente de daună. Evident, avem în vedere ca asiguratul să aibă din ce în ce mai mult satisfacția serviciilor pe care le cumpără de la noi. Acest lucru este un proiect în progres permanent și el depinde de mai mulți factori. În ceea ce privește calitatea datelor colectate, în ultimii ani PAID a investit permanent în vederea colectării eficiente a datelor și a creșterii calității acestora. Scopul pentru care noi am încercat să colectăm datele din ce în ce mai corect și mai eficient a fost optimizarea evaluării riscului asumat și, ca și consecință, reducerea costurilor de reasigurare. Pot să vă spun că efectul deja al acestei investiții s-a produs deja.
În momentul de față, PAID are o capacitate a programului de reasigurare de 800 de milioane, el crescând de la 600 de milioane cât a fost în anul trecut, la 800 de milioane este, așa cum v-a spus și domnul președinte Cost, cel mai mare program de catastrofă din CEE. Prin bunăvoința brokerului Willis Re, vă prezint un grafic care reflectă foarte bine gradul în care PAID a reușit să colecteze aceste date. Sunt luate în acest grafic 8 societăți din CEE care se ocupă cu riscul de catastrofă, printre care și PAID. După cum vedeți, avem aproape 100% grad de realizare la anul construcției și numărului de etaje, 80% la tipul construcției și iarăși aproape 100% la tipul locuinței, respectiv rezidențială sau nerezidențială. Stăm puțin mai prost la georezoluție pentru că nu sunt suficiente resurse tehnice în România pentru asemenea informații și overall avem totuși un grad foarte bun de colectare a acestor date, după cum se vede, cel mai bun. Un alt proiect la care noi lucrăm de foarte mult timp și pe care de-abia acum am reușit să-l începem într-un mod care să ne ducă către succes, este planul PAID de acțiune în caz de dezastru extins. Am inițiat acest proiect noi, PAID, în calitate de centru de coordonare al daunelor în caz de dezastru. Am avut ca și scop stabilirea unui ansamblu de principii și reguli care să stea la baza procesului de instrumentare al daunelor în cazul unui eveniment major în România și sperăm prin aceasta să obținem instrumentarea într-un mod eficient și unitar a daunelor generate de evenimentele catastrofale, evident, în beneficiul clienților noștri. Tot ce vă pot spune în momentul de față despre acest proiect este că el a început. Comitetul director care îl guvernează este format din reprezentanții PAID, un reprezentant al Consiliului de Administrație în persoana domnului Mesut Etixiul, eu în calitate de director general al PAID, UNSAR-ul este reprezentat prin domnul Aurel Badea, ASF-ul este partener în acest proiect cu noi, este reprezentat de doamna Ina Lorinț și Marsh Risk Consulting, care a fost desemnat director de proiect și care este reprezentat la nivelul comitetului director de domnul Fugaciu. De asemenea, la acest proiect lucrează un grup de lucru cu specialiști renumiți în daune, IT, reasigurare. Colega mea, Natalia Mann, este împreună cu Marsh Risk Consulting, coordonează acest grup de lucru. De asemenea, comunicare, specialiști în comunicare, specialiști în managementul riscului. Nu vreau să trec peste acest subiect fără să mulțumesc ASF-ului, care a fost foarte atent și ne-a sprijinit și s-a alăturat nouă în acest proiect, de asemenea UNSAR-ului, care de asemenea, cu care purtăm discuții de ceva timp pe marginea acestui proiect, și care a considerat că este oportun să avem abordări comune pentru a ajuta la instrumentarea într-un mod eficient, așa cum am spus, și unitar al daunelor în caz de eveniment major.
Un alt proiect pe care l-am derulat în ultimul timp a fost apariția normei 35, care a apărut în august 2016. Această normă este un rezultat al activității grupului de lucru comun, de asemenea comun ASF PAID-UNSAR, și a avut ca scop simplificarea procesului operațional de emitere al PAD. Pentru că PAD-ul era una dintre puținele polițe care nu se puteau emite electronic, noi am considerat că ar fi oportun să solicităm argumentat, evident, către ASF modificarea acestui lucru, astfel considerând că putem reduce costurile atât pentru companiile de asigurări, cât și pentru PAID, în ceea ce privește emiterea și arhivarea. De asemenea, eliminarea semnăturii clientului din PAD face mai ușor procesul acesta de emitere și un alt lucru care s-a introdus în normă a fost reîntregirea automată a sumei asigurate, care înseamnă protecție sporită pentru asigurat. Un alt lucru la care noi lucrăm foarte mult în ultimul timp este îmbunătățirea timpului mediu de instrumentare al dosarelor curente. În afară de situațiile extraordinare de catastrofă, există și situațiile ordinare cu care noi ne întâlnim în fiecare zi și pentru asta noi încercăm să monitorizăm permanent această activitate, încercând să vedem și să vedem unde lucrurile nu se întâmplă atât de bine și să luăm măsurile corespunzătoare. Aș vrea să vă prezint puțin fluxul operațional privind activitatea de daune la PAID pentru a înțelege oarecum cum se derulează acest flux și de ce uneori dosarele întârzie până la plată. Deci de la apariția evenimentului, persoana asigurată are 60 de zile pentru a aviza dauna produsă. Aici vă pot spune că sunt cetățeni care avizează și după 60 de zile. Deci, iată, sunt 60 de zile în care uneori nu putem face nimic noi ca și asigurători. De la avizarea daunei, există 5 zile calendaristice în care asigurătorul trebuie să deschidă dosarul de daună. După alte 5 zile are loc, sau în interiorul altor 5 zile are loc constatarea daunei la bunul asigurat. După care există un proces de evaluare a daunei, al cărui termen nu este precizat, pentru că evaluarea daunei depinde de mai mulți factori. Evaluarea daunei depinde într-o măsură și de asigurător care evident realizează acest proces, dar și de asigurat, pentru că asiguratul trebuie să-și completeze dosarul de daună cu diferite acte și vă pot spune că de foarte multe ori actele pe care asiguratul trebuie să le aducă la dosar se aduc cu foarte multă întârziere. Deci și aici există un termen pe care nu putem să-l optimizăm foarte mult, deși am vrea. După ce are loc evaluarea daunei, dosarul se verifică de către PAID. Dacă PAID consideră că dosarul este bine întocmit și corect, are toate documentele, se dă drumul la plată. Dacă nu, se întoarce către asigurătorul care a instrumentat dauna pentru completare. Iarăși, aici depinde de cât de bine a fost întocmit dosarul de daună, se mai pot pierde câteva zile și în această etapă. După ce PAID-ul primește dosarul pentru completat, în 5 zile suntem obligați și de regulă acest lucru se și respectă, să efectuăm plata către asigurat. Deci, după cum vedeți, fluxul operațional este oarecum destul de lung, are multe termene care pot fi majorate,
fie din cauza unor întârzieri pe care le determină asiguratul, fie din cauza asigurătorului care nu depune suficiente diligențe pentru a arăta clientului ce documente să depună sau nu verifică suficient documentele. În legătură cu această problemă, noi am identificat câteva lucruri pe care le-am discutat, vreau să menționez aici, le-am discutat cu domnul Adrian Marin și dumnealui a fost foarte atent la toate aceste probleme și am agreat să avem o întâlnire la nivelul UNSAR-ului pentru a vedea cum optimizăm acest mod de lucru dintre societăți și PAID. Deci, ca probleme pe care noi le-am identificat, avem o abordare neunitară între asigurători și în instrumentarea daunelor, dosarelor de daună, datorită metodologiilor diferite dintre asigurători și PAID. Deci, pe asigurările facultative există anumite metodologii, pe asigurarea obligatorie există o metodologie care derivă din legi și din norme, în mare parte. De asemenea, am constatat că există inspectori specializați în daună de clădiri insuficienți și atunci când sunt daune mai mari, ei sunt folosiți cu precădere de societăți pentru daunele facultative și de-abia după aceea pentru daunele obligatorii. Există o confuzie în rândul asiguraților, care nu știu cărei societăți trebuie să se adreseze în caz de daună. Ei știu că polița se emite de către o societate și mai știu că plata se face de către altă societate. Unii dintre ei nu prea înțeleg care este rolul fiecărui asigurător în această schemă. De asemenea, o altă problemă este inexistența pârghiilor legate de monitorizare și intervenție din partea PAID pe activitatea de instrumentare și lipsa controlului PAID în deschiderea dosarelor de daună în sistemul informatic, care de foarte multe ori poate genera riscul de neconstituire a rezervei de daună în termenul legal și care este un risc pentru PAID. Ca și concluzii, noi putem spune că satisfacția clienților și conformitatea sunt obligații comune atât ale PAID cât și ale societăților de asigurare partenere, iar optimizarea considerăm că trebuie să fie făcută în comun. În prezent, mecanismul de instrumentare stabilit de cadrul legal este unul deficitar, care conduce la un timp de instrumentare în dezavantajul clientului. În momentul acesta, așa cum v-am spus, am stabilit cu domnul Marin să avem o discuție și să vedem ce măsuri putem lua pentru a micșora pentru a face mai flexibil această instrumentare. Totuși, am obținut permanent progrese în ceea ce privește micșorarea timpului de instrumentare, dar cu toate astea considerăm că nu s-a obținut nivelul optim pentru acest timp de instrumentare. Și ca ultimă concluzie, pe care am și încercat să o punem în practică, am considerat că este necesar un studiu la nivelul întregii piețe pentru a vedea care și pentru a găsi soluția optimă care să asigure satisfacția clientului, având evident ca și efect și creșterea încrederii asiguratului în produsul de asigurare PAD. Așa cum toată lumea a menționat până în momentul de față, considerăm că numai efortul comun al tuturor părților interesate este determinant în a găsi soluții pentru a atinge satisfacția, atinge un nivel cât mai înalt al satisfacției clientului, care în anumite situații limită trebuie să obțină despăgubirea într-un timp cât mai mic și în condiții cât mai bune.
Aș include aici și profit de ocazie, pentru că în sală sunt și reprezentanții autorităților centrale și locale. Aș include în acest efort comun, pe lângă ASF și UNSAR, aș include și, și primăriile și prefecturile și inspectoratele de urgență și toate acele instituții care ar putea, într-o măsură mai mică sau mai mare, să determine ca această lege să fie din ce în ce mai bine implementată. Pentru că degeaba facem noi eforturi pentru a crește sustenabilitatea acestui sistem de asigurări, dacă în momentul de față nu reușim să avem o penetrare mai mare de 20%. Deci, dintr-un număr de 8.700.000 de locuințe, avem posibilitatea sau au posibilitatea să obțină niște sume în cazul în care se întâmplă un eveniment, numai 1.700.000 de proprietari de locuință. Dincolo de asta, considerăm că este și obligația celor care au legea și pot să implementeze, să ducă la implementarea acestei legi, respectiv autoritățile locale și centrale, să ne ajute. Și nu ne ajută numai pe noi, ajută cetățenii în primul rând și se ajută și pe ele însele, pentru că legea a fost creată și cu scopul de a lua de pe umerii lor o povară foarte greu de dus în caz de dezastru major. Nu vreau să închei această prezentare fără a mulțumi echipei mele care se află la acea masă și aici, pentru că ei lucrează la toate aceste proiecte care uneori sunt foarte ambițioase și nu vreau de asemenea să închei fără să mulțumesc Consiliului de Administrație, personal domnului François Cost, care s-a implicat personal și care a depus o activitate consistentă pentru a ridica împreună cu noi nivelul de guvernanță al acestei societăți. Proiectele pe care noi le facem au nevoie și de implicare personală și de implicare financiară. Iar acționarii noștri au fost de acord să dedice, Consiliul de Administrație a fost de acord să dedice foarte mult timp acestei societăți, iar acționarii au fost de acord să se implice financiar. Și pentru asta mulțumim tuturor. Mulțumesc!